bun găsit la ediție specială, sunt Ciprian Jașcu, discutăm în această seară despre proiecte, probleme din localitatea Gălățeană Vânători. Invitatul meu este primarul din Vânători, domnul Costel Manolache. Bună seara, bine ați revenit la noi! Bună seara, dragi prieteni, și Hristos a înviat! Corect, adevărat, a înviat, răspunde un loc cu telespectatorilor, e prima emisiune de după Paște. O să avem și câteva subiecte, poate ușor incomode pentru asta, că știți, vânătorenii trimit mail-uri, mesaje, cum vă văd la emisiune, cu probleme. Dom'le, aia n-ați discutat, discutați și aia. Adică asta este. Mai ales, cred că din partea, unele, cum le citesc eu, sunt din partea unora care s-au mutat de curând în sat Costi, Vânători, Bodaia, localitățile pe care le păstoriți. Oamenii veniți de la Galați, vor condiții ca la Galați. Asta este, dar să fie la el. Asta ne străduim să facem, condiții ca la oraș, dar legat de anumite reclamații, și nu sunt multe, zic eu, chiar îmi spun la telefon, domnul primar, să știți că am dat telefon și la TV Galați și zic, domnule, dar haideți, întâi începeți cu mine, după aceea mergem mai departe. Păi, domnule, veniți să filmați aici, o să vă zic, era un domn foarte vehement cu ceva, cu niște pubele de gunoi, dar ajunge și acolo. Primul lucru e cu giratorul ăla. Noi am văzut despre ce e vorba. Ați venit cu o surpriză, să spunem, ușor de plăcută pentru cei care s-au învățat să taie intersecția cum îi tăia capul, și ați făcut un girator la, chiar la primărie, la Vânători. Dom'le, nu este o surpriză neplăcută, pentru că așa cum am făcut multe lucruri în Comuna Vânători, și când vorbesc Comuna Vânători, vorbesc de satul Costi și de Odaia Manolache și de satul Vânători, ele tot timpul au fost ca și noutate, pentru că nu s-au făcut lucruri mai de amploare în ultimii ani, și știu foarte bine cetățenii la ce mă refer. Oricând am preluat mandatul de primar, au început să vină în cascadă. Câte una. Și marea parte a cetățenilor, și le mulțumesc pe această cale, m-au susținut, marea parte însemnând de peste 90%. Deci m-au susținut. Au mai fost câteva reclamații, dar eu zic așa, că din partea adversarilor mei, ca și contracandidat, dar nu mai mult. Nu. Nu, să știți că nu facem politică în emisiunea asta, vă spun din start, deci nu vreau să dați nici nume, nici nimic, și până la urmă e normal, nu o să puteți să mulțumiți pe toată lumea, asta e clar. Sigur. Aia ar fi ideal, dar n-aveți cum, sub nicio formă din, nu știu, n-am auzit undeva să fie o localitate unde tot să fie 100%, domnule, primarul face. Mai găsești unul care să spună, nu i-a făcut ceva, i-a mutat, i-a pus un semn de circulație sau nu i-a pus bec în fața porții și tot așa. Bun, s-au învățat oamenii cu giratoriu. Legat de sensul giratoriu, chiar în ziua când l-am pus în funcțiune, într-adevăr, erau cetățeni care treceau și tăiau acel sens. Bine, am văzut că erau totuși indicatoare rutiere. Erau indicatoare. Învățați cu ele. Numai când era și poliția locală acolo, și chiar am vorbit cu poliția locală, am spus, domnule, fiecare cetățean trebuie să fie oprit, explicați că a apărut o investiție, un girator nou. Și să respecte regulile, da. Și să respecte regulile, nu s-a întâmplat nimic grav, nu. Dar, în schimb, spre surprinderea mea, cred că prima zi, a doua zi, atunci au mai fost confuzii, chiar dacă existau semne de circulație. Dar oamenii s-au repliat foarte rapid și acum este o ordine și o disciplină care chiar mă bucur. Trec tirul pe acolo, că am unul dintre cei care ne-au scris, nu o să-i dau numele, dar ne-a spus, dom'le, a trecut un tir și o lua cam greu virajul pe acolo, trec așa multe tiruri. Da, este adevărat că pentru un tir de 20 de tone este mai greu, dar noi am pus imediat, am direcționat traseul pentru mașinile mai mari de 7,5 tone, de 7 tone, de fapt așa avem indicatoarele, și acum treaba este rezolvată, nu mai avem nicio problemă, dar nu, nici n-au trecut, decât în acea zi. În acea zi, mie mi-a plăcut și o spun că cu siguranță a fost așa, cineva a oprit un tir la 10 noaptea acolo, la orele 22, a făcut o poză și azi nu pot să trec. Da, nu pot să trec. Uite ce ai făcut, nu știu ce, pe Facebook. Și a ajuns informația la mine în timp record. Am trimis pe cineva acolo ca să-l sprijin, să-l mut de acolo, dar nu mai era. Era plecat deja. Am vrut și eu să fac o poză acum. Am vrut să fac o poză de senzații. Dar nu, imediat s-au terminat de montat semnele de circulație.
oamenii sunt dirijați pe alte străzi drepte, adică nu avem probleme. Chiar a ieșit o lucrare foarte frumoasă. Dar giratorul este mic din zona metro, ține tot de dumneavoastră sau? Acolo, dacă vorbim de DN26 cu strada așa, energiei, nu știu cum strada energiei care duce în spate la metro, da. Așa, sunt niște case construite acolo și oamenii spuneau, domne, trebuie să mergem până în satul Costi, încolo să întoarcem. Și s-a făcut un geratoriu mic. S-a făcut un geratoriu... Oamenii, casele țin de dumneavoastră? Sau? Da. Tot ce înseamnă cartierul metro, cum l-am denumit. Noi, e pe raza Comunei Vânători. Le-ați mai ușurat acum, că au fost și niște accidente acolo, că intrau pe contrasens ca să nu mai ocolească, că fiind delimitat separatoarele de sens, vă dați seama că mai mergeau câțiva kilometri ca să se ducă să toacă. Au fost foarte multe accidente acolo, dar e adevărat, acel sens generatoriu, cu toate demersurile care le-am făcut și am avut sprijinul necesar, a durat peste un an și jumătate. Adică cu toate diligențele făcute de la drumul național. Până când s-a concretizat, da. Nu? Și eu mă bucur că s-a concretizat, pentru că, într-adevăr, cetățenii, nu numai din cartierul metro, dar și din Brateș Lake, da, normal și conform legii, trebuia să ocolească pe la geratoriu de la sat Costa. Da, exact, în sfinte. Și ceva de mers, da. Îmi spuneau părinții care își duceau copiii la școală, domnul primar, noi trebuie să străbatem 3 km dus, 3 km întors, ca să ajungă în același punct. Adică i-am asigurat, le-am promis că rezolvăm. Am reușit, ne-am ținut de cuvânt. Birocrația asta ne omoară și durează mult, niște avize și tot ce trebuie. Da. La un moment dat era o discuție cum că există un sens generatoriu la metro și nu se mai poate face unul alăturat. Nu era chiar alăturat. Era o intersecție mai mare, ce e drept, și cu posibilitate cu bandă de refugiu. Până la urmă am găsit soluții și eu sunt bucuros că am rezolvat problema de acolo. Chiar eram într-o zi pe stradă, mai discutam cu cetățeni și chiar mi-au mulțumit și nu trebuie să mulțumesc, pentru că eu de aia sunt aici. Asta trebuie să fac, să îmbunătățesc toate condițiile de trai. Bun, păi atunci dacă tot și asta fac. Să faceți ceva bun pentru locuitorii celor trei sate, de ce n-ați făcut un teren de sport la Odaia Manoleache? Oamenii spun, domnule, la satul Costi este teren de sport, la Vânători este, noi mergem să jucăm fotbal la... Când îi băgați în seamă? Cred că asta este o glumă, pentru că noi am început, într-adevăr, terenul de sport de la Odaia Manoleache l-am început ceva timp în urmă și a fost lăsat în ultima, adică în ultimul an. Dar va ieși un teren ultra frumos acolo, chiar zilele acestea a venit și gazonul sintetic. Terenul se află pe Valea lui Manoleache, în apropiere de școală. Și cu apariția acestui teren de sport, un teren multisport de fapt, se va îmbrăca centrul din Odaia Manoleache foarte frumos. Adică avem școală, biserică, teren de sport, magazine, va fi ceva... Acum a început să prindă contur, dar vreau să vă spun că, nu știu, cred că în... anul următor, prin vară, așa încep să se simtă lucrurile. Mai facem un parc frumos, Cumpăna. Acolo facem și aș avea rugămintea, dacă o să puteți, eu vă fac invitația să facem deschiderea și la acel parc, păi parcul sigur. Cumpăna se va numi, vis-a-vis într-o râpă care multă lume îmi spunea, domnul primar, nici nu eram primar, îmi spunea domnul vice, băi, da, s-a stopat râpa asta că e periculoasă, de că e urâtă. De-ați plantat salcâmi? Nu acolo, acolo nu e acolo. În satul Costi. Eu vorbesc de Odaia Manoleache, iar își spuneam acolo că lângă parcul Cumpăna sunt niște fântâni vechi. Și, da, și una dintre ele mai are încă o cumpănă. Vom mai amenaja o cumpănă la o altă fântână, tot de acolo. E un grup de 7 fântâni. Și alăturat avem acea râpă care să nu fie numai la Pădurea Gârboavele, Parcul Ventura, să facem și la noi ceva. Vreau să fac acolo, să amenajez acea râpă cu, știu eu, câteva leagăne, câteva... Faceți tirolian acolo? Da, cu siguranță. Așa, la capacitate mică. La, am înțeles, dar oricum va fi ceva frumos să te dai peste râpă. E ceva frumos acolo și o am programată pe bugetul, pe programul meu de administrativ în 2024-2025. La anul va fi
Poate, aia acolo, dacă ține mai mult de dumneavoastră, vă veți mișa mai repede, până la urmă. Da, acolo e pe procedură internă, adică nu. Corect, nu mai stați. Dar va fi frumos, adică va fi un centru dezvoltat ultra frumos. Acum o să-i faceți geloși peste din sat Costi și Vânătă. Nu-i facem geloși, pentru că și la satul Costi am un teren de sport, în continuare amenajăm parcul de copii, acolo, lângă școală și lângă biserică, dar mai am parcul pe strada poligonului. Are o suprafață de 3 mm pătrați. Acolo faceți un loc de joacă sau ce? Acolo facem un teren pentru copii. Pentru copii și nu numai, pentru că va fi amenajat și pentru copii și pentru oameni mai... Adică cum sunt parcurile din Galație? Ceva similar? Cu siguranță concurez cu Galațiu, deci nu mă las. Concurați, aveați dumneavoastră o chestie când vreți să ajungeți prima comună din județ? Da, asta e dorința mea, să ajung prima comună din județ, chiar dacă avem mult de lucru, dar încet, încet le punem pe roate. Să ajunge și vremea aia, cred că să fiu amândoi. Terenul de... Nu chiar așa. Nu. Vă mișcați așa repede? Ne mișcăm atât de repede, pentru că, haideți să vă spun, teren de fotbal cu parc la satul Costi, unul care îl amenajăm an de an. Acum, cum spuneam puțin mai înainte, pe strada poligonului, încă un teren de joacă pentru copii pe o suprafață de 3 mm pătrați. La Vânători un teren multisport în curtea școlii, printr-un parteneriat. Avem terenul, stadionul mare. Avem stadionul mare, ultra frumos. Au început să vină echipe din județ să joace la noi în comună. Iar la fel e foarte frumos. La Obodaia Manolache, cum spuneam puțin mai înainte, de mâine se începe montarea covorului multisport. Adică toate astea sunt făcute acum. Da, adică acum, în mandatul ăsta. Adică nu, startul un pic, adică ați aruncat... Și vorbim doar de sport. Bine, putem să spunem la școli, programe de... Stați așa, că le am într-o ordine aici. Asta spuneam, de dotarea parcurilor cu mobilier urban, proiect tehnic pentru amenajarea parcului poligonului, așa cum am spus mai înainte. Avem și un proiect pentru extindere școală Sfântul Nicolae, adică toate lucrurile acestea... Ele... De ce nevoie să extindem școala? Să-și am mulți copii care merg la școală? Dom'le, sunt copii, într-adevăr, sunt foarte mulți copii și foarte mulți copii, nu numai că se mută familii în comuna Vânători, dar sunt și copiii care până acum învățau în Galați și pentru că am depus toate eforturile, nivelul de învățământ din comuna Vânători a început să se ridice. Avem profesori de calitate asta acolo. Asta e ideea, avem... că asta degeaba și atunci oamenii vin acasă. Frumoase dacă... Da. Nu aveți destul de cadre didactice? Nu, avem cadre didactice de calitate. Da. Am o relație foarte bună cu dumnealor. Sunt oameni care au ambiția și au spus, domnule, vreți comuna pe locul 1 din punct de vedere administrativ și noi cu învățământul suntem alături. Să vedem acum și... ce trimiteți pe la Olimpiadă. Bă, nu, ideea e bună, dacă asta zic, mă gândeam că familiile care s-au mutat de la Galați spre cele trei sate aici, ce-or fi zis oamenii? Dom'le, ducem copiii înapoi ducem la școala Galați, că acolo au învățământ de calitate. Dar dacă le oferiți alternativă, atunci nu se mai chinuie nici părintele. Duci copilul la școală dimineață, adu-l la prânz, duci și la pregătire sau unde îl mai duci. Adică e mai... Sunt părinți care în drumul lor către serviciu le vine ușor să lase copiii la școala care e în apropiere. Dar sunt alții care trec pe lângă școala Vânători la momentul acesta și pleacă mai departe pentru că nu avem locuri suficiente. De aceea am luat decizia și avem proiectul pentru extindere încă cu două clase. Nu mă gândeam că ajung să ajungem la un astfel de subiect, că extinde școala pentru că aveți prea mulți copii și nu-i puteți... Avem prea mulți copii, da. Avem prea mulți copii. Acum, de exemplu, la școala Vânători, cancelarea, pentru că era o cancelare mai mare, o folosim ca și clasă. Deci avem nevoie. Avem nevoie. Am o... Hai, nu știu dacă e bilă negre, dar dacă o avem, o discutăm. Două aspecte. Primul, semnalat de... Aștia știu sigur că sunt din Galați, oamenii au și spus, cei care ne-au scris, domnule, noi ne-am mutat de curând la Galați și când plecăm spre... Ați asfaltat de curând o stradă care dă în DN și asta e frumos, e asfaltată, dar mai găsim
pungi cu gunoaie și îi spun, le aruncă vecinii noștri. Adică nu se mai ducă. Înainte treceau prin centrul satului Costi, să spunem, și lăsau, aveați un punct de colectare acolo. Și lăsau acolo. Acum ce doi le aruncă efectiv la câte un colț. Nu le strânge nimeni pe astea aruncate și așa. Dacă, ba da, le strânge, cum să nu, la nivel de comuna Vânători, în cele trei sate, avem 47 de puncte de colectare, să zicem selective. Dar pentru că avem o problemă aici și iarăși vorbesc de un procent mic de populație, am luat decizia că în perioada următoare voi desființa aceste puncte de colectare, să spunem, selective, și voi introduce și chiar acum, în perioada următoare, într-o săptămână, două, să spunem, marjă de timp. Deci, desființez acele puncte de colectare și va trece mașina pe la fiecare gospodărie și va ridica gunoiul selectat. Adică mergem întâi pe cele două fracții, hârtie și carton, și plastic. Plasticul de toate aici, categoriile. Plastic e problemă, că ai cu hârtie o mai udă ploaie, o mai bună, e biodegradabilă cumva, dar plasticul, dacă l-ai lăsat, ăla nu se mai... Nu, chiar cu această ocazie, nu știam că o să mă întrebați și de acest lucru, dar vreau să transmit cetățenilor că în perioada imediat următoare mașina de gunoi, alta decât cea de gunoi menajer, va trece pe la fiecare gospodărie, vom stabili un program și să-l ridice de la poarta, adică plasticul și hârtia, de la poarta omului, da. Interesant. Eu zic că e mai interesant așa și mai, adică nici omul nu mai are acea dificultate să ia gunoiul în mașină, să se uite stânga dreapta, să-l arunce undeva necontrolat. Că de ce nu dă amendă? Să te seamă că să pui câte un polițist la fiecare colț de stradă, să vezi care aruncă din mașină o pungă de gunoi. Nu e frumos că se întâmplă treaba asta, dar ține de educație. Eu am vrut să introduc acest serviciu de colectare de la poarta omului încă de anul trecut, dar mai întâi am spus, hai să încercăm, cum e în Galați, hai să încercăm să facem niște puncte fixe și poate să aducă omul acolo. Am mers o perioadă, după aceea nu am mai mers pentru că nu se aruncă doar hârtie și carton, pietru și plastic, mai aruncă și altele. Și atunci trebuie să venim în ajutorul oamenilor și mi-am făcut programul de așa natură, încât să introduc serviciu cu ridicare de la poartă. Altcineva să mai facă o selecție, chipurile la gunoi, deja chipurile selectate. Adică dacă tu pui și gunoi menajer cu peturi acolo sau hârtie, cine Dumnezeu stă să caute în gunoaie? Sigur. Cam sigur. Problem. Și voi avea rugămintea la cetățenii din comuna noastră să selecteze. Gunoiul menajer va merge în direcția lui. Iar în alte zile de program, vom anunța programul, să meargă chiar dacă noi venim cu un utilaj în care luăm sacul de pet și sacul de hârtie, noi îl selectăm, îl ducem la bandă și îl selectăm. Sau voi face, depinde cum ne hotărâm acum, voi face într-o zi pentru hârtie și într-o zi pentru petru și plastic. Dar în cel mai scurt timp dăm lucru. Ce am mai prins, știți că n-aveți securizat foarte bune parte de informații din primărie, cineva sifonează, ca să nu le spun. Am aflat că faceți niște proiecte sau oferiți tinerilor niște proiecte de case, cei care vor să-și construiască o casă. Și chiar ne-au contactat două cupluri de tineri căsătoriți care au spus, doamne, unii au luat o casă bătrânească și vor să o demoleze să facă o casă și alții au luat un teren. Și au zis, doamne, știm și noi de la primărie, ne-a zis o doamnă acolo, sunam și am aflat pe surse, acum până la urmă nu-i de rău, dar vrem să aflăm mai multe, că ați ținut secret treaba asta cumva sau nu ne-a zis-o până acum? Nu am ținut secret. Acest proiect l-am avut eu pentru acest mandat de 2020-2024, l-am pus în funcțiune. În ce constă? Doar că ne-a mai trebuit câteva detalii cu toate avizele necesare și să-l scoatem și să-l punem la dispoziție, dar nu numai pentru tineri, ci pentru toți cetățenii care vor să construiască în sat. Două cupluri aici, de tine, da. Aici e nevoie și pentru că am văzut următorul aspect. În comuna Vânători sunt foarte mulți proprietari de terenuri. Au câte 500 de metri, câte 1000 de metri. Și atunci eu mi-am spus așa că dacă vreau să crească numărul de locuitori a comunii noastre, să vin în sprijin. Și am
tot studiat toate variantele și am spus că n-ar fi rău ca din partea primăriei să pun la dispoziția celor care doresc să construiască un proiect de case. Proiectul de casă, de fapt am 5 modele. Asta voiam să vă întreb. Eu, de exemplu, vreau să-mi fac o casă cu 3 camere, dar vecinul care are deja 2-3 copii, el vrea cu 6 camere. Deci acest proiect, da, de punere la dispoziție a proiectului de casă. Ce puneți la dispoziție, deci, practic? Imediat da, vă spun, da. Deci am 5 modele de casă. Adică primul model înseamnă, începând de la o cameră cu cameră de zi, un dormitor, cameră de zi, bucătărie, baie și holurile, da, necesare, da, până la 4 camere, plus sufrageria și dependențele. Da, da, da. Astea sunt 4 modele de casă și mai am al 5-lea model de casă, care este cu șarpantă. Deci primele modele sunt acele cu model mediteranean. Deci fără, da, acoperiș, astea au modele. Fără acoperiș, acolo deasupra se poate face plajă, adică am vrut să fie o casă pe model nou și... Bun, ultimul astea, model de casă ăla cu acoperiș, cu șarpan. Și să le dați proiectul, practic, pentru astfel de proiect trebuie să mergi la un proiect la un arhitect, nu? Teoretic. Punem la dispoziție, pe nu, noi punem la dispoziție ce înseamnă proiectul, da, cu toate detaliile de execuție. Cetățeanul care vrea să construiască nu trebuie decât să-l ia. Noi îl așezăm în listă că avem și proiectant în, da, suprafața de teren și el se va ocupa doar de avizele necesare, electrica, gaze, mă rog, toate cele trebuie, care așa în rest noi îl punem la dispoziție gratuit. Adică gratuit, dar să vreau, cât trebuie să plătească? Deci nu plătește nimic, ba din potrivă, își face o economie în bugetul lui de între 3.500 și 4.000 de euro. Cam atât costă un proiect în detaliu, parte desenată și parte scrisă și cu detalii de execuție. Deci plecați, da, de la nevoie o familie cu puțini membri până la... Da, de la o cameră cu, da, camera de zi până la 4 camere. Noi le-am făcut într-așa fel încât să meargă până la un metraj de 120 de metri pătrați, pentru că vor fi doritori care vor să acceseze un credit de la prima casă. Poate au bani, poate n-au bani. Și atunci am ținut cont de detaliul acesta. Acolo e specific că ca să iei bani de acolo trebuie să ai un anumit suprafață. M-am interesat la băncile din Galați și au spus că dacă au un număr de metri, până într-un anumit număr de metri, beneficiază de credit. Dacă au un număr de metri mai mare, nu mai beneficiază. Și atunci am luat în calcul și aspectul acesta. Am bani, îmi construiesc eu, vreau să apelez pentru jumătate din valoare la credit, la bancă, îmi fac credit. Adică nu am urmărit decât cetățenii care vor să locuiască în vânători să aibă terenul, pe de o parte, da, și să vrea să construiască, dar trebuie să respecte structura de rezistență. Așa. În interior poate să-și facă compartimentarea cum dorește. Atât doar. Structura de rezistență și fațadele trebuie să fie identice ca în proiect. În rest... Chestie bună. S-ar putea să aveți mai mulți doritori decât v-ați închipui. Da, aș fi bucuros pentru că e un model de casă nou. Lucrurile acestea eu am vrut să le pun în practică de anii trecuți, numai că am luat mai întâi prioritățile din comuna noastră ca și investiții pe infrastructură și celelalte și acum începem să venim și la următoarele, da, știu eu... Da, ați vrea să v-ați ocupat de utilități ce a fost pe acolo și sigur, acum vă dăm și un proiect. Păi în cazul ăsta s-ar putea să... Eu aștept de mâine să vină doritorii și să le punem la dispoziție proiectele de casă. Da, este un lucru bun. Mi-am notat eu aici proiecte... Da. Cum e cu programul de apă? Aici e o problemă. Încă n-a apărut, dar oamenii de acum se gândesc. Dom'le, vom avea apă, nu vom avea... vine vara și nevoie, e recunoscut, de gazonul, de grădini, de ce mai pe acolo. Nu, nu vor fi probleme cu apa. Am mai spus eu și cu alte ocazii. Păi, dacă oamenii întreabă... Lucrăm în continuu, lucrăm la mărirea capacităților de apă, atât de găsirea noi surse de apă, până la depozitare. Nu vor fi probleme.
Încă o dată mă repet, dacă mai sunt probleme pe capetele de trasee, pe capetele de străzi, că avem presiune mai slabă sau... Dar în rest... Vă gândiți și la puțuri forate pentru a vă asigura necesarul de apă sau luați ce vă dă apă canal? Nu, dar noi avem apă din două surse. Deci una din sursele de la apă canal, deci din rețeaua Galațelui, și mai avem și puțurile care... Aveți, da? Da, avem. Avem patru puțuri care au capacitatea necesară, dar în următorul proiect pe care îl discutam acum ceva timp în urmă, mai avem în plan încă două puțuri care se dezvolte și ele în jur de 80-100 de metri cubi pe oră, plus spațiu de depozitare de 400 de metri cubi. Adică, eu zic că o să asigurați necesarul. Asigurăm necesarul, dar așa cum spuneam, în fiecare an continuăm cu investițiile pentru că și populația crește și atunci nu putem să rămânem la nivelul de anul. Aveam câteva întrebări legate de, nu știu, locuri de veci și alte lucruri, dar o să le discutăm într-o altă emisiune pentru că am depășit deja timpul alocat emisiunii de astăzi și o să mă certe colegii. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă mulțumesc și eu. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți pe TV Galația.